Informații de ultimă oră acum, doamnelor, domnilor, un jandarm a fost lovit de unul dintre urătorii din cetele de la Ruginoasa, care anul acesta nu s-au mai bătut așa cum cere tradiția. Încercăm să aflăm primele detalii de la Andreea Georgescu. Andreea, te rog, ce știi? Din informațiile pe care le avem până acum, conflictul dintre jandarm și participantul la tradiționalele evenimente din localitatea Ruginoasa a avut loc puțin înainte de ora 9 dimineața. Militarul care făcea parte din dispozitivul de ordine publică trimis de autorități în localitate tocmai pentru a preîntâmpina escaladarea conflictelor ar fi fost lovit cu pumnul în față de unul dintre urători. Imediat agresorul a fost prins de colegii militarului pentru că a încercat să fugă după ce l-a lovit pe acesta. A fost dus la audieri și s-a ales cu un dosar penal. În ceea ce îl privește pe militarul agresat, acesta a primit îngrijiri medicale inițial de la echipajul SMURD care era la fața locului, iar apoi a fost dus la spital la Pașcani pentru o evaluare medicală mai amănunțită. Andreea Georgescu, îți mulțumesc foarte mult.